Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. Este ultima șansă și cred că e timpul să încep să te familiarizezi cu spațiul cripto. Dar, desigur, că probabil ai început să te familiarizezi deja. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că încep oamenii să vorbească pronunțat tot mai mult despre zona cripto. Cumva, ușor, ușor, e bine, doamnelor și domnilor, nu mai suntem un spațiu foarte speculativ și media nu mai prea vorbește de rău lumea asta. Și dintr-o dată, evenimentele la nivel mondial, cum sunt? Sunt favorabile. În SUA avem alegeri. Nu se poate întâmpla ceva. Și prin România avem, surprinzător în acesta, alegeri extrem, extrem de importante. Nu se poate întâmpla mai nimic. Și spațiul cripto a devenit deja foarte interesant. În mintea celor care, de pildă, în urmă cu vreo 2 ani de zile, spuneau de spațiul ăsta că este ce? Că este o bulă speculativă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că oamenii, doamnelor și domnilor, nu sunt educați, nici nu vor să opteze pentru educație. Și nu mă refer că e nevoie să-ți iei un abecedar și să începi să cugeți la alfabetul acestei limbi grozave din acest spațiu carpat Nanumiano Ponti. Cum îmi scria cineva pe TikTok un mesaj: să vezi cum vă dă acum în cap și mergeți, e bine, la 5.000. Desigur că l-am încurajat să-mi lase Revolutul, să-i bag 50 acolo pe Revolut, că poate, poate dispare și mă lasă în pace. Pentru că la unii numai așa funcționează. Să-mi dea Revolutul, nu? Și îl pun la noi în școală, în Greu Capital, la membri premium de pe Discord, și fiecare cotizează acolo cu 10 lei și se strâng și lui de o ciorbă, nu? Când spațiul acesta, vreau să treceți foarte bine, era foarte jos, la fel era și interesul. Era un interes foarte scăzut. Oamenilor nu le păsa de cripto. Și lucrul acesta e total ineficient. De ce? Pentru că, în general, nu ne interesează un domeniu decât când deja este foarte promovat, dar de multe ori când deja este promovat, începe să fie târziu. Cei care intrați acum în spațiul ăsta, începe să vă faceți temele. Nu vă aruncați ca hăpăugii. Da? Cum se zice în Banat, ca porcul la vălău. Ai văzut mâncarea? Porcii ați văzut cum sar pe ea. Când mergeți și... Eu am fost copil mai sărac, am crescut la țară. Unicii mei au mai crescut acolo cât un porc, când eram copil. Toți liniștiți că nu am fost întotdeauna la un nivel financiar poate mai eficient. Deci știu cum e. Dar întotdeauna am luptat ca să depășesc condiția și să mă educ. Deci în momentul ăsta, dacă vreți să băgați bani în piață, v-aș spune așa: începeți să investiți în educația voastră timp și bani în educația voastră, bani care vă salvează mult timp. Începeți să intrați în comunități relevante care să vă ajute să vă documentați despre spațiul acesta. Dar este târziu, probabil că vă întrebați acum. V-aș spune, nu neapărat, dar nici nu v-aș încuraja să vă aruncați din nou ca hăpăugii cu banii în spațiul acesta, desigur, foarte, foarte speculativ și neînțeles. Gândiți-vă că, în general, când nu știți ce să faceți vis-a-vis de un domeniu și simțiți frică, mie îmi place să spun un lucru foarte important. Frica se naște din ce? Din lipsa de opțiuni. Când nu ai opțiuni, simți frică. Simți uneori anxietate. De ce? Pentru că nu știi ce să faci. Și atunci, ăsta e un sentiment, de pildă, sănătos. Dar e ok să simți uneori frică, repulse vis-a-vis de un domeniu și așa mai departe. Lucrul ăsta nu-l poți controla. Dar ce poți controla, de pildă, este ignoranța. Să o lași în beci, să o încui acolo și după ce dai la o parte ignoranța, după ce ai încuiat acolo și ai lăsat un beci, ce poți să faci? E bine, poți să începi să îți mărești lista aia nenorocită de opțiuni. Și îmi scuzați puțin tonul apăsat, dar cred că sunt aici cu dumneavoastră de când BTC-ul era sub 17.000 și chiar mai jos. Pe vremea când vă spuneam, de pildă, să faceți DCA pe Bitcoin și mulți nu rezonați. Nu, că mergem mai jos, că mergem sub 10.000. Stai să vezi cum a spus timabilul de pe TikTok la unul din materialele mele, că mergem la 5.000 și nici nu a scris corect ceea ce a încercat să exprime, desigur, în cuvinte. Numai el, de altfel, a înțeles ce a scris pe acolo. Dar înțelegeți, părerologii, în general, ei
studiază foarte puțin un spațiu și după care emit tot felul de păreri despre un spațiu. Dar e exact ca mecanicul care le știe pe toate. Îți face și curentul la casă, și zidește casa, te încuiește și așa mai departe. Nu funcționează lucrurile așa, doamnelor și domnilor. Ca să puteți să vă dați cu părerea despre un domeniu, ce e nevoie să faceți? E nevoie să petreceți, aș spune, sute, mii de ore într-un domeniu ca să puteți să fiți relevanți în domeniul ăla și să aveți o părere cât de cât solidă. În punctul acesta, tot ce puteți să faceți este să investiți mai mult în educația voastră și nu neapărat în piață, oricât de ciudat și distorsionat ar suna. De ce? Pentru că e nevoie să vă măriți lista de opțiuni. Lista de opțiuni vă măriți prin studiu. În felul ăsta dispare și frica aia, și repulsia aia, și neînțelegerea. Mărindu-vă lista de opțiuni. În altă ordine de idei, investiți, începeți să investiți în voi. Pentru că dacă nu, o să pierdeți bani și nu puțin. Unii dintre voi o să faceți surprinzător prin fericitul sau, mai bine spus, nefericitul noroc. Că, din punctul meu de vedere, acest noroc nu e neapărat, doamnelor și domnilor, cel mai relevant. Pentru că dacă dau năvală peste voi niște finanțe pentru care voi nu ați trudit niciun fel, nu o să știți ce să faceți cu ele. Sau, în cazul ăsta, finanțele alea pot să fie, în loc de binecuvântare, un blestem. Da, exact aia care câștigă la loto. Mulți ajung să plece din lumea asta, că nu ne-o mai place, din mai multe considerente pe care nu o să le dezbatem aici. Nu vânați iluzii, nu vânați vise, vânați educație. Încercați să fiți relevanți. Conjurați-vă de oameni de la care aveți ce învăța. Și da, e ultima șansă să începeți să investiți în voi ca să vă faceți o idee despre spațiul acesta, ca mai apoi să învățați ce să cumpărați. Dacă vreți să faceți parte dintr-o comunitate de oameni faini, deștepți, și vreți să veniți într-un loc unde discutăm de narativele care se întâmplă acum în piață de o bună bucată de timp, aveți un link în descriere să mergeți să deveniți membri premium. Ne costăm la noi în Grecu Capital. Alături de o comunitate de oameni extraordinari, câteva sute de membri, dornici să crească în fiecare zi. Discutăm lucrurile relevante, poți să intri acolo să te educi. Îți ești dator cu o educație. Stimate domn sau doamnă, mă înclin cu drag, o zi bună, Robert.